ați venit la Mult Mai Mult, mai multă înțelegere, mai multă acțiune, mai multă dragoste. De-a lungul acestor episoade am vorbit despre ce înseamnă dragostea aprinsă. Și oare, întrebarea mea acum este, ați reușit să înțelegeți ce înseamnă dragostea aprinsă? Mă numesc Genoveva Schuster și în cadrul Fundației Solideo Gloria vă oferim aceste episoade acum cu seria Păstrează-ți dragostea aprinsă, unelte și materiale prin care să puteți să creșteți și să vă îmbunătățiți atât calitatea vieții voastre personale cât și a relațiilor voastre. Dragostea aprinsă, dacă ne-ați urmărit până acum, înseamnă pur și simplu conectare, comunicare și limite sănătoase. Dar dragostea nu se aprinde doar așa, de la sine. În loc să așteptăm ca oamenii dragi nouă să vină la noi și să se conformeze ideilor și concepțiilor noastre, sarcina noastră este să pășim cu atitudine de acceptare și dragoste înspre persoanele dragi nouă și să punem întrebarea, ce ai nevoie? Pot să ajut în îndeplinirea a ceea ce ai nevoie? Deci, construim încredere împlinind apoi acele nevoi. Aceasta înseamnă dragostea aprinsă, o conectare, o comunicare și limite sănătoase. Deci scopul nostru este să înlăturăm deconectarea și frica pretutindeni unde o găsim. Răspundem cu dragoste acolo unde întâlnim frângere în viețile oamenilor și îi invităm să se facă sănătoși, puternici, liberi alături de noi. Iar de obicei oamenii răspund. Încrederea, cinstea, respectul, cooperarea și conectarea încep să înflorească în relații când dăm încredere, cinste, respect, și începem să cooperăm și să investim în aceste conexiuni. Nu uitați, instrumentele acestea precum frica, controlul, pedeapsa, nu duc niciodată la rezultate pozitive. Deci, haideți să evităm o falsă așteptare bazată pe o iluzie, pentru că ne temem atât de tare de greșelile oamenilor, fie ei în familia noastră, în grupul nostru de prieteni, între rudele noastre, chiar biserica sau la locul nostru de muncă. Păstrarea dragostei aprinse este muncă și adesea este muncă unde trebuie să ne murdărim mâinile și să nu ne fie teamă de mizerie, de curățenie. Mizeria aparține de viață, trebuie să curățim casa noastră din nou și din nou, trebuie să ne spălăm din nou și din nou, trebuie să investim în casele noastre din nou și din nou. Astfel este și cu relațiile. Deci durează până când putem să creăm un loc care să fie sigur, unde atât noi cât și cei din jurul nostru să se simtă iubiți, acceptați și iertați. Este frumos, dar este și o muncă și adesea este o muncă grea. Dar este chemarea noastră spirituală să iubim și să fim iubiți. Întâi, este o chemare spirituală să fim iubiți și să iubim pe Dumnezeu și apoi și pe oameni. Deci, formarea și creșterea noastră pot avea loc doar în contextul relațiilor. Deci, întreaga natură a relației este că nu o poți controla. Tot ceea ce poți controla, tot ceea ce pot eu controla, este alegerea mea de bunăvoie
Și tot ceea ce poți tu controla este alegerea ta de bunăvoie de a iubi pe alții și de a primi dragostea lor. Deci eu aleg să iubesc pe cei din jurul meu și să primesc dragostea lor. Deci atunci când facem această alegere, libertatea crește și frica dispare. Deci semnul că iubești cu adevărat în relațiile tale este că tu și oamenii din jurul tău vă simțiți liberi și nu este teama prezentă. Deci oamenii liberi îți vor spune adevărul. Vor face greșeli. Acest lucru va testa relația și starea inimii tale. Îți va cere să te maturizezi și să devii puternic. Dar cu cât devii mai puternic, cu atât vei fi mai capabil să păstrezi conexiunile pe care le ai cu oamenii și să-i ajuți în a găsi adevărul și a curăți mizeria. Deci se spune că a trăit un om care fusese lovit de trăsnet și chiar de două ori s-a întâmplat acest lucru. Și până la urmă, ca să vezi, a ajuns în cer, unde a stat de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a întrebat, ai dat săracilor bani și nici ai înviat morții. În schimb, știți ce l-a întrebat? Ai învățat să iubești. Omul a răspuns cu capul plecat, nu. Atunci Dumnezeu i-a mai dat o șansă în viață și l-a trimis înapoi ca să încerce încă o dată. Deci ar trebui să dăm mare atenție acestei întrebări. Am învățat eu să iubesc? Ai învățat tu să iubești? Acesta este singurul lucru pe care nici oamenii și nici Dumnezeu nu-l poate face în locul tău. Poți face lucruri mari, chiar minuni, dar să nu ai dragoste este să fie toate celelalte în zadar. Deci poți să întrebi orice om care a realizat ceva în viața lui, fie profesională, fie în alt domeniu a vieții, a realizat ceva, poate să spună că da, am realizat ceva în viață, dacă e sincer, poate să spună că nu are o adevărată satisfacție când nu are cu cine să împărtășească aceste realizări. Deci doresc să vă citesc o povestire din... tot din cartea aceasta din care vă vorbesc, din cartea Păstrează-ți dragostea aprinsă de Denis Silk, pentru că această povestire din nou m-a atins și m-a lăsat cumva cu sentimente mixte. Este o povestire care implică mult mai mult decât aceste câteva rânduri de care ni le relatează autorul, dar care m-a făcut să-mi pun întrebarea, oare eu ce aș face? Ce aș fi ales eu? Și haideți să vă citesc și poate vă pune și voi întrebarea. De curând, o femeie mi-a spus, Denny, am vrut să-ți mulțumesc. Acum 2 ani, ți-ai făcut timp să mă suni în timp ce erai la aeroport între 2 zboruri. Nepotul meu a violat-o pe fiica mea. Eram în drum spre tribunal atunci când am stat de vorbă. Ai spus că aveam nevoie să-mi păstrez inima deschisă față de nepotul meu și să-mi păstrez dragostea aprinsă. Ai spus și că fiica mea va călca pe urmele noastre în privința iertării și a reconcilierii. Deja ascultasem un mesaj de al tău despre cum să păstrăm dragostea aprinsă, iar inima mea voia să iubească. Dar ghearele mele de mamă erau cât pe ce să iasă la iveală. Mi-ai oferit
claritatea de care aveam nevoie și am ales calea corectă de a proteja inima fiicei mele. Evenimentul acela ar fi putut să-mi distrugă definitiv familia, dar am ales să iubim. Am pus limite și am iubit cu inima întreagă. Au fost o grămadă de momente ale lui Dumnezeu pe durata procesului și au continuat să vină și după aceea. De atunci, am avut o reuniune de familie și acum mă uit la el fără să-l urăsc în inima mea. Nu ne este teamă, pentru că am ales să iubim. Frica nu a pus niciodată stăpânire pe noi. Acum sunt dependentă de această inimă plină și deschisă către iubire. M-a făcut să știu cât de în siguranță și cât de puternică sunt cu adevărat. Iar fiica noastră a călcat pe urmele noastre. L-a iertat și iubește. Nu a uitat, dar iubește cu adevărat. Cum rămâne cu tine? Cum răspunzi la întrebarea: ai tu dragostea ta aprinsă? Deci, când Dumnezeu, așa cum a fost în povestirea aceea, va întreba pe femeia aceasta că ai învățat să iubești, ea va putea să răspundă cu da, cu siguranță. Dar eu am învățat eu să iubesc? Tu ai învățat să iubești. Cum răspunzi tu la întrebarea aceasta? Deci vă las cu această întrebare. Cum rămâne cu tine? Am învățat să iubim. Sau măcar putem să spunem că ne-am deschis inima pentru a merge pe cărarea unde vom găsi și vom învăța să iubim. Te las și aș vrea ca alegerea ta să fie una care duce înspre dragoste aprinsă. Pentru că a alege calea disperării sau calea restaurării este în mâinile noastre. Orice nenorocire sau dificultate să experimentăm. Eu spun că merită să alegem calea restaurării pentru că va avea rezultate pozitive. Pentru că este înrădăcinată în dragoste. În schimb, disperarea, ura, supărarea întotdeauna vor avea rezultatele nedorite, înrădăcinate în frică. Și nu spun că este ușor. Sigur n-a fost ușor pentru femeia aceasta. Dar cu siguranță pot să spun că merită. Și eu sper să alegi calea restaurării. Din nou și din nou și din nou. Săptămâna viitoare încheiem seria aceasta și dacă aveți întrebări, vă rog să mi le trimiteți ca să vă pot răspunde data viitoare. Și din nou închei cu rugămintea să nu uitați să ne urmăriți în mod regulat, să vă uitați pe pagina noastră de Facebook pentru mai multe resurse sau doar pentru a fi mai inspirați, să ne dați și un like la pagina de Facebook, la înregistrările pe care le facem, să ne urmăriți pe platformele unde suntem prezenți, asta înseamnă pe YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Facebook, Instagram și păstrați-vă dragostea aprinsă. Scrieți-ne și interacționați cu noi. Vă aștept și săptămâna viitoare în încheierea acestei serii și vă spun pa!